și injecție dacă e nevoie, înțelegi că am un curs de cucerușie și dacă vrei vin aici la mine să-ți fac doză triplă, înțelegi? Adică 30 de mililitri în limbă. Situat în inima Iașiului, Hotel Astoria City Center oferă oaspeților momente de relaxare și de bucurie autentică. Hotelul are parcare privată gratuită și oferă la nevoie închiriere auto. Musafirii pot lua masa în restaurantul din incintă. Toate camerele includ televizor pe ecran plat, iar internetul este gratuit în întreaga proprietate. Unele camere au o zonă de relaxare pentru confortul dumneavoastră. Hotel Astoria City Center, o oază de bine și armonie. Salut! Intră pe tinerangajați.ro. Ce-i acolo? E un proiect care oferă o mulțime de cursuri de calificare, stagii de ucenicie, sprijin în vederea angajării și consiliere. Toate sunt gratuite. Ți se decontează transportul și primești și o subvenție la final. Ce cursuri pot face? Lucrător comercial, manicurist, pedicurist, florar decorator, confecționer, asamblor articole din textile, infirmier, bucătar, electrician, exploatare medie și joasă tensiune, zidar, pietrar, tencuitor, instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaz, coafor și au și cursuri gratuite de ECDL. Și unde ne înscriem? Ai între 16 și 29 de ani, nu mergi la școală și nu lucrezi? Vrei să urmezi un curs sau să înveți o meserie la locul de muncă? Intră pe tinereangajați.ro și alege pentru un viitor așa cum vrei tu. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. La început de drum sau pur și simplu vă doriți o casă nouă? Atunci nu avem soluția. Conest Evolution, un ansamblu rezidențial situat în Dacia. Complexul oferă peste 300 de apartamente și 353 de locuri de parcare, totul fiind gândit în jurul ideii de confort și siguranță. Îți poți alege interiorul apartamentului dintr-o gamă variată de finisaje puse la dispoziție de către dezvoltator. Peste 670 de familii locuiesc deja în ansamblurile rezidențiale Conest Grad Rezidenți din Tudor Vladimirescu și Conest Vision din Iconina. Tu ce mai aștepți? Te invităm să-ți vizitezi casa de care ți-o dorești. Ești antreprenor în domeniul construcției. Dragii, medicii din Iași au intervenit de urgență ca să salveze viața unui copil abia născut. Bebelușul s-a intoxicat cu nitriții după ce mama sa i-a preparat laptele prea cu apa din fântână. Noi ne aflăm acum de la colegul meu, Cătălin Radu Tănase. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, Monica! Bună ziua, domnilor și domnilor! Nou născutul în vârsta de numai 27 zile a ajuns la spitalul pentru copii din Iași cu ceea ce medicii numesc boala albastră. Avea buzele cianotice la fel extremitățile corpului. Asta înseamnă un singur lucru, hipoxie severă, adică lipsa oxigenului în sânge. Imediat medicii au întrebat-o pe mama care a născut lui cu ce hrănea și femeia la datorită răspunsuri cu lapte praf pe care îl combina cu apa obținută din cele mutonate. Să se protejeze la persoane sexuale, să ceară ajutorul unui persoane de încredere sau la 116 în metodul.